Este timpul mântuirii, când Iisus, stăpânul tău, te invită, suflet rece, să asculți cuvântul său. El acum îți amintește ce mărturisești prin crez. Nu uita chemarea sfântă ce ai primit-o la botez. Domnul te iubește pururi cu un foc ce nu s-a stins, nici atunci când prin păcate la mânie l-ai împins. A venit în asta lume să ridici o sânda grea și să-ți pregătească locul în împărăția ta. Tu ai spus cu hotărâre că te lepezi de cel rău și că vei urma în toate pe Mântuitorul tău. Însă în vâlătoarea vieții ai uitat de cel prea sfânt și ai călcat cu nepăsare al său sacru jurământ. Răbdător el te așteaptă să revii cât mai curând și te iartă cu iubire, căci e Dumnezeul blând. Iată, el te cheamă astăzi cu un glas stăruitor să regreți vinovăția și iertare să implori. La această sfântă liturghie ne rugăm în mod deosebit pentru răposații Vasile Ecaterina, Petru, Georgel, Florinel, Vasile Monica și răposații familiei, precum și pentru răposatul Gelu. În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Harul Domnului nostru Iisus Hristos și dragostea lui Dumnezeu Tatăl și împărtășirea Duhului Sfânt să fie cu voi toți. Și cu Duhul tău. Ascultă-mă, Doamne, ai milă de mine. Doamne, fii Tu ajutorul meu. Iubiți credincioși, am parcurs calea Sfintei Cruci, am fost alături de Iisus Hristos în suferințele sale. Suntem în timpul postului mare și Iisus Hristos ne vorbește astăzi în Evanghelie, ca de altfel în fiecare zi în acest timp, timp sfânt de pregătire pentru sărbătoarea Paștelui. Îl ascultăm pe El cu inimile, pentru că este Domnul și Mântuitorul nostru. Ne recunoaștem cu umilință păcatele
ca să luăm parte cu vrednicie la celebrarea Sfintei Jertfe Euharistice. Mărturisesc lui Dumnezeu Atotputernicul și vouă, fraților, că am păcătuit prea mult cu gândul, cuvântul, cu fapta și omisiunea, din vina mea, din vina mea, din prea mare vina mea. De aceea o rog pe Sfânta Maria, Pururea Fecioară, pe toți îngerii și sfinții și pe voi, fraților, ca să vă rugați pentru mine, la Domnul Dumnezeul nostru, să aibă milă de noi Atotputernicul Dumnezeu și, iertându-ne păcatele, să ne ducă la viața cea veșnică. Amen. Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison, Christe eleison, Christe eleison, Christe eleison, Christe eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison. Să ne rugăm. Te rugăm, Dumnezeule prea bun, să ne însoțești fără încetare cu binecuvântarea Ta în timpul sfânt al postului pe care l-am început, pentru ca faptele noastre de pocăință să fie săvârșite cu toată sinceritatea și iubirea, prin Domnul nostru Iisus Hristos, Fiul Tău, care fiind Dumnezeu împreună cu Tine, viețuiește și domnește în unire cu Duhul Sfânt, în toți vecii vecilor. Amin. Citire din cartea profetului Isaia. Așa spune Domnul Dumnezeu: strigă în gura mare, nu te opri, înalță-ți glasul ca o trâmbiță și fă cunoscute poporului meu nelegiuirile lui și casei lui Iacob păcatele sale. Pe mine mă caută zi de zi și căile mele doresc să le cunoască, ca un neam care face dreptatea și nu părăsește judecata Dumnezeului său. Cer de la mine judecată dreaptă și le place să se apropie de Dumnezeu. De ce să postim dacă Tu nu vezi? De ce să ne umilim sufletele dacă Tu nu iei în seamă? În ziua când postiți, voi vă preocupați de afaceri și oprimați pe toți muncitorii voștri. Iată, postiți între certuri și dispute și ca să loviți cu pumnul nelegiuirii. Nu mai postiți ca astăzi, ca să se audă glasurile voastre pe înălțimi. Oare acesta este postul care îmi place, sau ziua când omul își umilește sufletul? Să-și aplece capul ca trestia, să-și pună sac și cenușă? Pe aceasta îl numești tu post și zi plăcută Domnului? Oare nu acesta este postul pe care l-am ales? Dezleagă lanțurile nelegiuirii, desfă legăturile jugului, trimite-i liberi pe cei zdrobiți, înlăturați orice jug, împarte pâinea ta cu cel flămând, adu-i în casa ta pe săracii fără adăpost. Când vezi un om gol, îmbracă-l și nu-i lăsa deoparte pe cei din neamul tău. Atunci
Lumina ta va răsări ca zorile și vindecarea ta se va arăta repede. Dreptatea ta va merge înaintea ta și gloria Domnului te va păzi din spate. Atunci îl vei chema pe Domnul și El îți va răspunde, vei striga și El va zice, iată-mă, cuvântul Domnului. Inima căită și smerită, Dumnezeule, n-o disprețui. Inima căită și smerită, Dumnezeule, n-o disprețui. Ai milă de mine, Dumnezeule, după marea ta bunătate, și după mulțimea îndurărilor tale șterge fără de legea mea. Spală-mă cu desăvârșire de nelegiuirea mea și curăță-mă de păcatul meu. Inima căită și smerită, Dumnezeule, n-o disprețui. Căci recunosc fără de legea mea și păcatul meu stă pururi înaintea mea. Împotriva ta, numai împotriva ta am păcătuit și ce rău înaintea ta am săvârșit. Inima căită și smerită, Dumnezeule, n-o disprețui. Pentru că jertfele nu-ți sunt plăcute și chiar dacă ți-aș aduce arderile de tot, nu te-ar mulțumi. Jertfa mea, Dumnezeule, este duhul smerit, inima căită și smerită, Dumnezeule, n-o disprețui. Inima căită și smerită, Dumnezeule, n-o disprețui. Ție, Hristoase, Regele Măririi Veșnice, laudă ție, Hristoase, Regele Măririi Veșnice. Căutați binele și nu răul ca să trăiți, astfel Domnul Dumnezeul Sabaot va fi cu voi. Laudă ție, Hristoase, Regele Măririi Veșnice, laudă ție, Hristoase, Regele să fie cu voi. Și cu Duhul tău. Citire din Evanghelia Domnului nostru Iisus Hristos după Sfântul Matei. În acel timp s-au apropiat de Iisus discipolii lui Ioan și i-au spus, de ce noi și farizeii postim mult, iar discipolii tăi nu postesc? Iisus le-a spus, pot oare nuntașii să plângă atât timp cât mirele este cu ei? Dar vor veni zile când mirele va fi luat de la ei și atunci vor posti. Cuvântul Domnului. Sfințiile voastre, dragi confrați preoți, iubiți credincioși, de aici și din casele dumneavoastră, bisericile dumneavoastră de acasă. Am totul scris, însă voi începe altfel pentru că
la sfârșitul liturgiei nu mai primesc cuvântul și atunci e singura mea șansă să încep cu un anunț. Ne bucurăm astăzi că e ziua de naștere a Părintelui Cristian Deac, celebrantul nostru. Vă dorim, Părinte, la mulți ani, vă mulțumim pentru ceea ce faceți și ne rugăm cu toată inima pentru Sfinția voastră. E loc și de bucurie în postul mare. În seara aceasta vom reflecta împreună despre ispitirile lui Iisus. Duminică Evanghelia ne va prezenta ispitiri, Sfânta Biserică ne va propune ispitirile lui Iisus după Evanghelia Sfântului Marcu, dar în această seară vom reflecta pur și simplu la ispită. Urmând ca miercurea viitoare să propun câteva moduri mai concrete de a depăși ispitele. Voi începe cu o povestire. Un om de afaceri renumit și foarte bogat a decis să-și procure o grădină zoologică. Își putea permite orice, dar el asta își dorea. Nu era destinată publicului larg, nici copiilor, avea să fie doar a lui, ca să-și satisfacă el plăcerea și să se mândrească în fața prietenilor lui foarte bogați. Așa că a adunat animale din toate zonele pământului, iar grădina lui zoologică a devenit una din cele mai mari din toate timpurile. Într-o zi a auzit de un tip de gazelă rară și frumoasă din Africa. Nici o altă grădină zoologică nu avea acest animal. Așa că era hotărât să fie el primul care îl are. A organizat o expediție în Africa unde băștinașii i-au spus că nu va prinde niciodată gazela. E prea iute, prea puternică, prea inteligentă. Dar el își dorea prea mult gazela și iată cum a procedat. Când oamenii lui au văzut o turmă de gazele, i-a trimis noaptea în locul respectiv să toarne un amestec de cereale și melasă. Noaptea următoare a făcut la fel. Timp de 2 săptămâni le-a dat acea mâncare noapte după noapte. Gazelele au mâncat acel amestec dulceag, delicios. Apoi, în noaptea celei de-a 3-a săptămâni, a înfipt un stâlp înalt de 3 metri la o distanță de 10 metri de hrană. În fiecare noapte mai înfingea un stâlp în jurul hranei și continua să dea de mâncare animalelor. Pe urmă a pus scânduri între stâlpi. Au trecut 6 săptămâni și a reușit să construiască un țarc în jurul locului unde punea mâncarea. În fiecare noapte, gazelele ademenite de o hrană ușoară și dulce intrau printre stâlpi și se hrăneau. Nu-și dădeau seama că încet, încet își pierdeau libertatea. Ispita ne face asta. Ne face să ne pierdem viziunea periferică. Vedem numai în față, numai ceea ce ne tentează. Uităm de Dumnezeu, uităm de aproapele. În sfârșit, în ultima noapte, omul nostru a așteptat ca întreaga turmă să intre printr-o singură deschizătură rămasă. A venit din spate, a închis țarcul cu o poartă și a prins gazelele. Când a fost întrebat cum de ea a venit ideea aceasta, a răspuns: am făcut cum mă port cu oamenii, le dau ceea ce ei vor,
iar ei îmi dau libertatea lor. E o parabolă despre felul în care lucrează ispita în viața noastră, progresiv. O parabolă despre felul în care suntem momiți și ne pierdem libertatea de copii ai lui Dumnezeu. Unii dintre noi sunt atrași să devină mai puțin decât ceea ce sunt prin păcate mari, cum ar fi delapidări, fraude uriașe, luări de mită, etc., lucruri care fac rău la nivel social întregului nostru popor. Dar cei mai mulți dintre noi suntem ispitiți de lucruri mai mici, de lucruri comune și mai subtile. Și acel ceva este căutarea banalității, a lucrurilor ușoare și superflue. Vreau să vă spun de la început că a căuta lucrurile mici, comune, obișnuite, nu este un lucru rău. Toți avem nevoie de ceva care să ne ia mintea de la lucrurile importante, o mică relaxare în viețile noastre. Știm asta, ne bucurăm de relaxare, iar apoi mergem mai departe. Problema majoră apare când ne ocupăm numai de banalități. Ca și gazelele, concentrate pe hrana cea dulce și ușor de obținut, și noi ne preocupăm numai de lucruri superficiale, goale, fără sens. Nici nu ne dăm seama cât de limitați devenim, preocupându-ne numai de ceea ce avem, de ceea ce consumăm, ori de ceea ce se spune la televizor. Odată cu invazia mass media, suntem mereu preocupați de lucruri care ne distrează, ne distrag atenția, lucruri care uneori poate sunt frumoase, dar nu contează cu adevărat. Sfârșim astfel să trăim viața fără a mai reflecta la nimic, hrănindu-ne doar cu pâine și cu nimic altceva hrănitor pentru sufletul nostru cu adevărat. Din fericire, înainte de a se închide poarta și a fi bătută în cuie, vine postul mare și ne avertizează. Ne cere să ne oprim și să ne gândim că poate avem nevoie să scăpăm, să evadăm din lumea lucrurilor fără importanță și să facem o triere în viața noastră, o alegere, o ierarhizare și, bineînțeles, o curățare, așa cum tăiem crengile uscate ale pomilor primăvara. E timpul să vedem ce lucruri sunt cele mai importante pentru noi și pentru familiile noastre. Postul mare vine și ne amintește că, dincolo de preocupările banale ale noastre, există oameni care au nevoie de atenția noastră, de slujirea noastră și de compasiunea și dragostea noastră. Când facem aceste lucruri, ne opunem cu adevărat păcatului. De fapt, ce e păcatul? Păcatul e, prin definiție, egoism. De aceea,
orice ispită e o tentație la egoism. E foarte greu să medităm în seara aceasta la toate ispitele, dar oricare ar fi ispita noastră preferată sau slăbiciunea noastră dominantă, aș dori prin povestea următoare să vedem cum putem lupta de fapt împotriva egoismului. E o povestire adevărată, dar o voi spune exact în cuvintele autorului, și anume un preot iezuit, John Powell. I s-a întâmplat lui acest lucru și cred că ne poate hrăni spiritual în seara aceasta. Spune părintele, cu câțiva ani în urmă priveam la studenții care intrau în clasă, acolo unde urma să predau un curs despre credință. Atunci l-am văzut prima dată pe Tommy. Am făcut ochii mari în timp ce îl urmăream pieptănându-și părul lung care îi cădea în valuri până la umeri. Nu văzusem până atunci un băiat cu păr așa de lung. Probabil că atunci devenea la modă. Știu în mintea mea că nu contează ce ai pe cap, ci ceea ce ai în el. Dar în acea zi mi s-a părut ciudat cum se purta Tommy. Tommy era un ateu. Mereu obiecta, ridiculiza discuțiile, ori se văita când auzea că e posibil să existe un Dumnezeu Tată care ne iubește necondiționat. Ne-am tolerat unul pe altul de-a lungul semestrului. La ultima oră m-a întrebat pe un ton cinic, crezi că am să-L găsesc vreodată pe Dumnezeu? Am decis să-L surprind, spune părintele, și i-am răspuns hotărât, nu. Mi-a răspuns, credeam că asta încerci să mă convingi, să cred în Dumnezeu. Când ieșea pe ușă, i-am strigat, Tommy, nu cred că ai să-L găsești pe Dumnezeu, dar sunt convins că te va găsi El pe tine. A ridicat din umeri și a plecat. Peste câțiva ani am auzit că Tommy avea cancer în fază terminală. L-am căutat și l-am invitat să stăm de vorbă. Când a intrat în biroul meu, l-am văzut slăbit. Părul lung îi căzuse tot, ca efect al chimioterapiei, dar ochii îi luceau și vocea sa era sigură pentru prima dată, cred. Tommy, m-am gândit des la tine, am auzit că ești bolnav, am încercat eu să deschid discuția. O, da, foarte bolnav, am cancer la amândoi plămânii, mai durează doar câteva săptămâni. Poți vorbi despre asta? Sigur, ce ai vrea să știi? Tommy, aș vrea să știu cum e să ai 24 de ani și să știi că mori. Ar putea fi mai rău. Cum mai rău? De exemplu, ai putea să ai 50 de ani și să nu ai un sistem de valori sau idealuri. Ori să crezi că abia a seduce femeile și a face bani e ceea ce contează în viață. Dar vreau să-ți mai zic că m-am gândit mult la ceea ce mi-ai spus în ultima zi de școală. Am încercat să-L caut pe Dumnezeu, dar nu-L găseam. Când doctorii mi-au spus că am cancer, am început să bat cu pumnul la ușa cerului. Dar Dumnezeu nu mi-a deschis ușa. Ai încercat vreodată să faci ceva pentru mult timp și cu mare efort?
La un moment dat obosești, te saturi și renunți. Ei bine, așa am hotărât să fac și eu într-o zi. În loc să mai bat capul cu Dumnezeu, viața veșnică și cerul, să fac ceva mai profitabil. Mi-am amintit ceea ce ne-ai spus cândva la oră. Tristețea cea mai mare, tristețea cea mai mare este să treci prin viață fără să iubești. Și aproape la fel de trist este să treci prin viață și să părăsești lumea asta fără nici măcar să le spui celor dragi că îi iubești. Așa că am început cu cazul cel mai greu, tatăl meu. Citea ziarul când m-am apropiat de el. Tată, da, ce e? A întrebat el fără măcar să-și ridice ochii din ziar. Tată, aș vrea să vorbim despre ceva. Bine, spune-mi. Aș vrea să vorbim despre ceva important. Ziarul s-a coborât încet, foarte încet, cam vreo 5 centimetri. Tată, te iubesc și vreau să știi asta. Ziarul a căzut pe podea. Apoi tata a făcut două lucruri pe care nu le mai făcuse niciodată, povestește Timi. Tata a plâns și m-a îmbrățișat. Am discutat toată noaptea, deși el trebuia să meargă la lucru în ziua următoare. Era așa de bine să fiu aproape de tata, să-i văd lacrimile, să-i simt îmbrățișarea, să-l aud spunându-mi că mă iubește. Cu mama și sora mea a fost mai ușor. Acum îmi părea rău de un singur lucru, că așteptasem așa de mult să ne spunem lucruri care contează. Eram în anticamera morții și abia acum începeam să mă deschid față de oamenii de care eram apropiat. Apoi, într-o zi, m-am întors și Dumnezeu era acolo. Nu venise când l-am chemat. Se pare că Dumnezeu are planul lui. Dar lucrul important era că era acolo, cu mine. Mă găsise. Ai avut dreptate. M-a găsit când eu încetasem să-l mai caut. Tommy, i-am spus, cred că ceea ce spui aici e foarte important și se aplică la mai mulți creștini decât crezi tu. Tu spui că cea mai sigură cale de a-L găsi pe Dumnezeu nu este să-L gândești ca cel care îți rezolvă problemele, ci mai degrabă să te deschizi iubirii sale. Tom, pot să te rog să-mi faci un serviciu? Nu vrei să vii la ora mea despre credință și să spui studenților ceea ce mi-ai zis mie? Dacă le spun eu ca preot, nu ar avea nici pe jumătate efectul pe care l-ar avea când le spui tu lucrurile astea. O, eram pregătit să vorbesc cu tine, dar nu cred că pot vorbi cu studenții. Gândește-te și când te hotărăști, sună-mă. Tommy m-a sunat peste câteva zile, mi-a spus că vrea să se întâlnească cu studenții și că face asta pentru mine și pentru Dumnezeu. Așa că am fixat o întâlnire. A sosit ziua respectivă, dar Tommy nu a mai putut sosi. Murise. Iubiți credincioși, ceea ce ne spune relatarea lui Tommy, ca și relatarea cu gazelele, e același lucru cu ceea ce ne spune biserica în timpul postului mare despre ispite. Viețile noastre
sunt încărcate, sunt încercuite de lucruri banale, neimportante, care nu contează de fapt. Da, ele sunt atrăgătoare, seducătoare. Avem nevoie să ne eliberăm de ele. Avem nevoie să renunțăm la ele înainte ca poarta țarcului să se închidă în urma noastră. Ori înainte de a fi prea târziu, înainte de a muri. Dragii mei, ținem post, renunțăm la mâncare, la televizor. Putem și avem nevoie să renunțăm la timpul petrecut fără sens, în orice formă ar fi. Sunt atâția oameni care au nevoie să știe că iubim, dincolo de pătrățica noastră, de spațiul nostru limitat, se află o lume întreagă care are nevoie de mila noastră și căreia îi putem dedica chiar scopul vieții noastre. Undeva acolo, dincolo de limitele noastre, există un Dumnezeu pe care avem nevoie să-L descoperim și să-L iubim. Domnul ascultă rugăciunea celui care își recunoaște fățărnicia și contradicțiile propriei conduite morale. Să ne rugăm spunând, iartă, Doamne, superficialitatea noastră. Pentru ca apelul Sfântului Părinte în favoarea vieții, libertății și a păcii să fie primit în biserică și în lume ca o adevărată propunere de valori umane, capabile să inspire angajarea noastră morală, să ne rugăm. Superficialitatea noastră. Pentru ca prin inspirația Duhului Sfânt, episcopii să afle curajul de a propune bisericilor linii pastorale, începând de la marginalizările și sărăcia prezente în rândul creștinilor, să ne rugăm. Iartă, Doamne, superficialitatea noastră. Pentru ca legile și tradițiile umane să nu se opună planurilor lui Dumnezeu, care adesea depășesc programele noastre, să ne rugăm. Iartă, Doamne, superficialitatea noastră. Pentru ca suferința persoanelor bolnave, singure și dezavantajate, să trezească în comunitatea creștină adunată în jurul Euharistiei răspunsuri concrete de caritate și solidaritate, să ne rugăm. Iartă, Doamne, superficialitatea noastră. Pentru ca postul pe care Evanghelia îl aseamănă cu așteptarea Mirelui să ne pregătească la o așteptare mai concretă de credință și iubire, să ne rugăm. Iartă, Doamne, superficialitatea noastră. Pentru ca bucuria dată nouă de Iisus la această liturghie să ne ajute să fim credincioși față de datoriile noastre de creștini, să ne rugăm. Iartă, Doamne, superficialitatea noastră. Trezește, Doamne, conștiința noastră leneșă și adormită de păcat și dă-ne harul ca primind judecata cuvântului Tău referitor la incoerențele noastre să trăim într-o manieră tot mai responsabilă angajarea credinței prin Hristos, Domnul nostru.
deschise în fața ta. Doamne, vine, privește astăzi la altarul tău în genunchies. Vreau să-ți cer doar credință. Doamne, păstrează-mi inima curată, să-ți ofer tot ce mi-ai dat. Doamne, păstrează-mi inima curată, să cânt în veci mărirea ta. Mâinile deschise în fața ta, Doamne, vine, privește astăzi la altarul tău în genunchies. Vreau să-ți cer doar credință. Rugați-vă, fraților, pentru ca jertfa mea și a voastră să-i fie plăcută lui Dumnezeu, Tatăl Atotputernicul. Îți oferim, Doamne, jertfa acestui timp de post și te rugăm ca prin puterea ei inimile noastre să fie plăcute înaintea ta și tot mai generoase în înfrânare, prin Hristos, Domnul nostru. Amin. Domnul să fie cu voi. Și cu Duhul tău. Sus inimile. Mulțumim Domnului Dumnezeului nostru. Vrednic și drept este. Cu adevărat vrednic și drept de cuvință și mântuitor lucru este să-ți aduce mulțumiri pururea și în tot locul ție, Doamne, Părinte Sfânt, atotputernic veșnic Dumnezeu. Pentru că prin post și înfrânare ne ajut să învingem pornirile rele, ne ridici mintea spre cele cerești, ne întărești sufletul în virtute și ne dăruiești veșnică răsplată prin Domnul nostru Iisus Hristos. Prin El te laudă îngerii, te adoră stăpânirile, ți se supun puterile. Tăriile cerești și fericiții serafim te laudă între săltare de bucurie. Alături de ei te rugăm să primești și glasurile noastre, ca împreună să te lăudăm cu umilință, spunând fără încetare. Sfânt e Domnul, Sfânt e Domnul Dumnezeul Sabaot. Sfânt Domnul Sabaot, cerul pământul e plin de mărirea ta. Osana întru cei de sus, Osana, Osana întru cei de sus. Binecuvântat e cel ce vine în numele Lui. Osana, Osana întru cei de sus. Cu adevărat sfânt ești, Doamne, izvorul a toată sfințenia. Te rugăm așadar, sfințește darurile acestea cu roua Duhului Tău, ca ele să devină pentru noi
trupul și sângele Domnului nostru Iisus Hristos. El, dându-se de bunăvoie spre pătimire, a luat pâinea și, mulțumind, a frânt-o și a dat-o ucenicilor săi, zicând: luați și mâncați din aceasta toți. Acesta este trupul meu, care se jertfește pentru voi. De asemenea, după cină, luând potirul și din nou mulțumind, l-a dat ucenicilor săi, zicând: luați și beți din acesta toți. Acesta este potirul sângelui meu, al noului și veșnicului legământ, care pentru voi și pentru mulți se varsă spre iertarea păcatelor. Faceți aceasta în amintirea mea. Misterul credinței. Celebrând așadar moartea și învierea Fiului Tău, îți oferim, Doamne, pâinea vieții și potirul mântuirii, mulțumindu-ți că ne-ai învrednicit să stăm înaintea Ta și să-ți slujim Ție. Te rugăm cu umilință să ne unească Duhul Sfânt pe noi, care ne face împărtași de trupul și sângele lui Hristos. Adu-ți aminte, Doamne, de biserica Ta răspândită pe întregul pământ, ca să o desăvârșești în dragoste împreună cu Părintele nostru Papa Francisc, cu Episcopul nostru Iosif și cu tot clerul. Adu-ți aminte, Doamne, și de frații noștri care au adormit în speranța învierii și de toți cei care au răposat în milostivirea Ta, și primește-i să se bucure de lumina feței Tale. Te rugăm, ai milă de noi toți, pentru ca împreună cu fericita născătoare de Dumnezeu, Fecioara Maria, cu Sfântul Iosif, soțul ei, cu fericiții apostoli și cu toți sfinții pe care din veci ai iubit, să ne învrednicim a fi părtași de viața cea veșnică, să Te lăudăm și să Te preamărim prin Iisus Hristos, Fiul Tău. Prin Hristos, cu Hristos și în Hristos, ție, Dumnezeule, Tată atotputernic, în unire cu Duhul Sfânt, toată cinstea și mărirea, în toți vecii vecilor. Amin. Să ne rugăm împreună, așa cum ne-a învățat Domnul și Mântuitorul nostru Iisus Hristos. Tatăl nostru, care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea de toate zilele, dă-ne-o nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre. Și noi iertăm greșiților noștri și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne mântuiește de cel rău. Mântuiește-ne, Te rugăm, Doamne, de toate relele și binevoiește a da pacea în zilele noastre, pentru ca, ajutați de milostivirea Ta, să fim pururea liberi de păcat și feriți de orice tulburare, așteptând speranța fericită și venirea Mântuitorului nostru Iisus Hristos. Doamne Iisuse Hristoase, care ai zis apostolilor Tăi: pace vă las vouă, pacea mea o dau vouă, nu privi la păcatele noastre, ci la credința bisericii Tale, și binevoiește-ai dărui pacea și unirea după voința Ta, ca
care viețuiești și domnești în vecii vecilor. Amin. Pacea Domnului să fie pururea cu voi. Și cu Duhul tău. Dăruiți-vă pacea. Păcatele lumii, miluiește-ne pe noi. Mielul lui Dumnezeu, care e asupra ta, păcatele lumii, miluiește-ne pe noi. Păcatele lumii, dă-ne nouă pacea. Iată mielul lui Dumnezeu, iată-l pe acela care ia asupra sa păcatele lumii. Gustați și vedeți cât de bun este Domnul. Doamne, nu sunt vrednic să intri sub acoperământul meu, dar spune numai un cuvânt și se va tămădui sufletul meu, trupul lui Hristos. Când Iisus a fost lovit, biciuit, când cei răi l-au pălmuit pe Iisus, am fi vrut să auzim pietrele stricând, am fi vrut să auzim pietrele strigând, însă pietrele au tăcut și mânia s-a pierdut, s-a uitat, s-a uitat. Când cu spini l-au torturat pe Iisus, când cu funii l-au legat pe cel blând, am fi vrut să auzim pietrele stricând, am fi vrut să auzim pietrele stricând, însă pietrele au tăcut și mânia s-a pierdut, s-a uitat, s-a uitat.
când l-au țintuit pe lemn pe cel sfânt, când pe cruce au înălțat pe Iisus, am fi vrut să auzim glas din cer venind, am fi vrut să auzim glas din cer venit, însă cerul a tăcut și rugăciunea s-a pierdut ca în vis, ca în vis. Când în coastă l-au străpuns pe cel viu, când l-au pus pe Domnul Sfânt în mormânt, am fi vrut să auzim glas din cer venind, am fi vrut să auzim glas din cer venind, însă cerul a tăcut, rugăciunea s-a pierdut, ca în vis, ca în vis. Să ne rugăm. Dumnezeule atotputernic, te rugăm, dă-ne harul ca participarea la această taină sfântă să ne curețe de orice păcat și să ne pregătească să primim tămăduirea pe care iubirea ta ne-o dăruiește prin Hristos, Domnul nostru. Amin. Domnul să fie cu voi. Și să vă binecuvânteze atotputernicul și milostivul Dumnezeu, Tatăl și Fiul și Sfântul Duh. Amin. Liturghia s-a sfârșit, mergeți și trăiți în pace. Mulțumim lui Dumnezeu. Îi mulțumesc și eu Domnului din toată inima, din adâncul inimii, pentru darul vieții, pentru darul atâtor oameni minunați pe care i-am întâlnit în acești ani 40, în special pentru darul preoției, prin care pot să-i slujesc atât de frumos, de nobil, dar și de exigent. Îi mulțumesc pentru tot timpul de până acum și pentru cel dinaintea mea, și îl rog pe Dumnezeu așa să trăiesc încât acest timp să se reverse la sfârșit în veșnicia fericită a comuniunii cu El. Mulțumesc oricăruia pentru cea mai mică rugăciune pe care o înalță pentru mine. Trăim din rugăciunile altora și îi mulțumim lui Dumnezeu pentru că avem așa o frumoasă comuniune de credință. Lăudați să fie Iisus Hristos! În vecii vecilor. Amin. Rugăciune către Maica Domnului în vremuri de încercare. O Marie, Tu strălucești mereu pe drumul nostru ca un semn de mântuire și de speranță. Noi ne încredințăm Ție tămăduitarea bolnavilor, care sub cruce ai fost asociată suferințelor lui Iisus, păstrându-ți credința neclintită. Tu, salvarea poporului creștin, știi de ce anume avem nevoie și suntem siguri că ne vei da pentru ca, așa cum s-a întâmplat la Cana Galilei, să revină din nou bucuria și sărbătoarea după acest moment de încercare. Ajută-ne, Maica iubirii divine, să ne conformăm voinței Tatălui și să facem ceea ce ne va spune Iisus,
care a luat asupra sa suferințele noastre și s-a împovărat cu durerile noastre pentru a ne conduce prin cruce la bucuria învierii. Amin. Tatăl nostru, care ești în cer, sfințească-se. Pâinea noastră, cea de toate zilele, dă-ne-o nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne mântuiește de cel rău. Amin. Marie, tămăduitoarea bolnavilor, roagă-te pentru noi. Fraților, ne rugăm lui Dumnezeu să fie îngăduitor cu răposații Vasile, Ecaterina, Petru, Georgel, Florinel, Vasile, Monica și răposații familiei, precum și cu răposatul Gelu, pentru ca, eliberați prin moarte de orice suferință, iertați de păcate și împăcați cu Tatăl, să se bucure de fericirea sfinților în împărăția Regelui veșnic. Măreț biruitor al morții, Iisuse falnic împărat, Tu Tatălui ceresc mărirea, iar nouă viața ne-ai redat. Tu ai luat a noastră fire, ba chiar și morții te-ai supus, și ai învins prin ea dușmanul, pe cel ce moarte ne-a adus. Iisuse Dumnezeu puternic, prin marele mister pascal, îi reînvii pe aceea care pierd iarăși harul baptismal. Mereu cu candela aprinsă vom sta în așteptarea ta, și atunci când vei veni la nuntă, voioși te vom întâmpina. Primește-ne, nata lumină, prea dreptule judecător, cu tine să-l vedem pe Tatăl, ca și pe Duhul Sfințitor. Pe slujitorii tăi, Iisuse, care din lume au plecat, condui în veșnica lumină să te slăvească neîncetat. Strig către tine, Doamne, dintr-o adâncuri strig către tine, Doamne, Doamne, ascultă glasul meu. Pleacă-ți, Doamne, urechea ta la glasul rugăciunii mele. Dacă te-ai uitat la fără de legi, Doamne, Doamne, cine ar mai putea să stea în fața ta? La tine însă este iertare și ne temem de tine. Eu nădăjduiesc în Domnul, sufletul meu se încrede în cuvântul său. Mai mult decât așteaptă străjerii firea sorilor, să nădăjduiască Israel în Domnul. Căci la Domnul este îndurare și belșug de mântuire. Și El va mântui pe Israel de toate fără de legi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, precum era la început și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Strigă către tine, Doamne,
Doamne, îndură-te de ei. Hristoase, îndură-te de ei. Tatăl nostru, care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea de toate zilele, dă-ne o nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Să ne rugăm, Dumnezeule Părinte atotputernic, Tu ne dai tărie prin misterul crucii și încredere prin învierea Fiului Tău. Te rugăm ca prin acest mister să-i dezlegi pe frații noștri pomeniți de legătura morții și să-i primești în ceata aleșilor Tăi prin Hristos Domnul nostru. Amin. Odihna cea veșnică dă-o lor, Doamne! Și lumina cea fără de sfârșit să le strălucească, să se odihnească în pace. Amin. Creștini din nou să audă glasul Domnului spunând: eu nu vreau pierzarea voastră, căci sunt tare.